fac și aici. Să înțeleg că e lucrare grea în primărie și așa cum tot omul se întâmplă și s-a dat la foarte ceva probleme, cum ar fi Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pe putinte ești, pe toate le ținești, Vizierul bunătăților și dăzătorul de viață, vino și să se înjurește pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. Asta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Deciunile Sfinților celor fără de arginți, doctorii, născătoare de Dumnezeu, păzește pe robii tăi, o apărătoare și sprijinitoare a lumii. Ușa milostivii deschide nouă, binecuvântată, Sfântă Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce rășim cu tine, să ne izbăvim prin tine de voi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc, că Sfânt ești Dumnezeu nou și Ție mărie înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum am sosit vremea lor, de aceea se ruginează, se numească pe-i frați zicând, pune voi fraților mei numele Tău. În mijlocul bisericii te voi lăuda și iarăși eu voi fi încrezător în el. Și iarăși s-au făcut fărbăstângeui și trupului, în același fel și el s-a împărtășit de aceasta. Ca Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Yeah.
se zăceau mulțime de bolnavi, orbi și opuscați, așteptând mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare. Și tu, Miron Lichie și Spiridon al Primitundei, făcătorii de minuni.
Calinic Cernicanul, Iosif cel Nou, Ioreț și Sava, Antimii Vireanul, Iosif Mărturisitorul, Ghelasie și Osie. Tu ești, Doamne, poporul Tău, când majoritatea creștinilor ortodoxi se silesc să facă această slujbă numită sfeștanie în casele lor și cu atât mai mult la solicitarea domnului primar, pentru că cei mai mulți dintre dumneavoastră vă petreceți timpul la servicii. Și iată că perioada aceasta este perioada, cum spuneam și ieri la întâlnirea cu alți credincioși, este perioada de blugărire duhovnicească. Perioada în care trebuie să ne premenim și noi, așa cum ne premenim trupul, ne-l curățăm, ne-l spălăm, ne-l îmbrăcăm ca la prasnicul, prasnicul care este învierea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să ne înfățișăm înaintea Lui și să trecem prin baia spovedaniei și apoi să ne apropiem cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să luăm merinde pentru cale, așa cum spuneau bătrânii și cum părintele Iopa spunea, grijanie, să vă purtați grijă de grijanie, de merinde pentru cale, pentru că bunul Dumnezeu, drăguțul, cum îi spun bătrânii, ne va da an mulți de trăit și să dea Dumnezeu să trăim în pace, în armonie, totul spre slava lui Dumnezeu cel mărit, în Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin. Să trăiți la mulți ani. Săptămânile acestea, mari sărbători creștine, să-și curețe sufletul, să-și curețe trupul și locul în care lucrăm, locul în care dormim, în care ne petrecem timpul, merită aceeași cinste, ca lucrurile să fie așa cum trebuie în trup.
buna rânduială creștină pe care o avem fiecare dintre noi. Vă mulțumim pentru că an de an ne bucurați sufletul și ne curățați acest loc în care, așa cum a spus, marea majoritate își păstrează și petrece o mare parte din timp și este o plăcere și o binecuvântare pentru noi să vă avem aproape, să simțim că și acest lucru a fost realizat și putem aștepta în bună credință sărbătoarea, marea sărbătoare a Învierii Domnului, Paștile, atât de îndrăgite de noi, ca o sărbătoare creștină, fără asemănare. Vă mulțumim încă o dată și sperăm că în sufletul fiecăruia s-a deschis acea portiță către Dumnezeu prin această slujbă și an de an vă așteptăm cu aceeași plăcere să realizăm această curățenie atât de necesară tuturor dintre noi. Mulțumim!